Bine, Nicușori! Îl pasează până la urmă pentru Nicușor. Bancu! Bancu! Reușește să înscrie. N-aveți să fac acolo, Nicolas. Reduc din diferență, Nicușori! Carnat, să vedem această fază. Trebuie să dăm gol. N-avem cum. Nu! No! Fază, pasă, Stanciu! Gol! Nicușor! Stanciu! Salut băieți, eu sunt Rex și astăzi vedem care este echipa cea mai puternică, echipa Nicușorilor sau echipa Nicolașilor. Cu ocazia Sfântului Nicolae vă urez tuturor la mulți ani, tuturor celor care purtați acest nume și ne-am gândit să vedem un match în care absolut toți jucătorii sunt sărbătoriți astăzi. Toți jucătorii au numele Nicolae, Nicușor sau Nicolas astăzi. Și iată, avem Nicolae Carnat, Nicușor Stanciu, Nicolae Mușat, Nicușor Bancu și Dan Nistor. Acum, de ce Dan Nistor, v-ați întreba? Ei bine, la o scurtă căutare pe Wikipedia apare numele lui complet este Dan Nicolae Nistor. Funcționează pentru mine și de asemenea ca idee n-am găsit, nu există. Pur și simplu nu există mai mulți jucători de la Naționala României cu numele de Nicolae. Sau nu i-am găsit eu cel puțin, așadar Dan Nistor e suficient de bun pentru mine. Asta este Nicolae Nistor pentru noi și l-am băgat de asemenea în poartă pentru că nu e chiar nu e 100% Nicolae din punctul meu de vedere. Iar de partea cealaltă avem argentinieni, toți au numele Nicolas. Așadar, hai să vedem care este echipa mai bună la un Volta 5 vs 5. Jucăm pe Buenos Aires, de ce nu? Jucăm la adversari acasă și să vedem dacă Nicușorii vor fi mai buni decât Nicolașii astăzi. Ok, începe partida, iată echipa de Nicolae / Nicușor, român, reprezentând Naționala României și împotriva Argentinei, plină de Nicolas, Nicolaș. Hai să vedem, noi avem luptura de început și este Nicolae Mușat. Mușat pentru Stanciu, Nicușor Stanciu, Stanciu pentru Mușat, spre Mușat, dar n-a fost o pasă convingătoare și pleacă pe contraatac Nicolașii Olsac, Nicolas Olsac, dar Nicușor Stanciu reușește să intervină acolo bine și pasează pentru Nicolae Mușat, Mușat, nu, oh, și-a plângit mingea prea mult și este contraatacul Nicolașilor, ce pasă, șut și scoate Dan Nicolae Nistor, pasă cu Nicușor Stanciu, Nicușor Stanciu pasă decisivă și Carnat, șutul lui Nicușor Stanciu, respins de portar și vine un șut al lui Nicușor Bancu, 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 ce face acolo Bancu, n-a mai venit șutul acesteia. Este acum o pasă pentru Delgadillo, Delgadillo, Delgadillo. Să vedem, pasă și Stefanelli înscrie, este 1-0 pentru Nicolaș. Nu se poate așa ceva, nu ne-am concentrat acolo, Nicușorii au comis-o aici. Da, iată o greșeală acolo în apărare, portalul n-avea ce să facă Nicolae Nistor și reușește să înscrie Nicolae Carnat, de ce? Iată echipa grafică, au comis-o și ei, dar... cu siguranță am scris un Nicolas, asta am văzut cu toții. Stanciu, Stanciu pentru Nicușor Bancu, ce greșeală. Bazana, Bazana pentru Olsac. Să ne apărăm bine la această fază, numai la un gol, vă rog. Olsac, oh, ce călcă și scoate Dan Nicolae Nistor. Minutul 2, în continuare 1-0 pentru argentinieni. Să vedem acum Delgadillo, Delgadillo, 360, ruletă impresionantă, pasează în spate pentru Bazana, Bazana și Mușat blochează în primă instanță, dar rămâne totuși posesia la Nicolaș, bără și au noroc, au și noroc băieții de la Argentina. 2-0 băieți, cel mai periculos scor, Nicolas Stefanelli, înscrie și el și trebuie să ne revenim, haideți Nicușorilor, vă rog să nu ne facem de râs în această zi. Nouă pasă aici pentru Stefanelli, Stefanelli caută golul 3 și reușește să-l găsească, incredibil, Dan Nistor în poartă, cine s-ar fi gândit că ar fi o idee proastă? Aoleu, și iată cum ne face aici, dar nu s-a concentrat apărarea deloc și încă o dată Nicolas Stefanelli înscrie. Poate să realizeze chiar hat-trick-ul astăzi pentru că noi nu ne concentrăm absolut deloc. Să vedem acum, poate putem să restabilim, să reducem din diferență. Înainte de pauză și un șut, Carnat! Asta este, reduc din diferență Nicușorii. Bine, Carnat! Excelentă fază, Nicolae Carnat! Reducem din diferență, în sfârșit, echipa de Nicolae reușește să înscrie și ea. Și hai că se poate, băieți. Stefanelli, Stefanelli și Bazana trage pe lângă. În sfârșit avem și noi puțin noroc. Minutul 3, Carnat așteaptă sprijinul, îl pasează până la urmă pentru Nicușor. Bancu! Bancu reușește să înscrie. Este 3-2. Bine, Nicușorii. Ce fază frumoasă dezvoltată de băieții noștri. Și ce pas extraordinar, un șut. N-aveți să facă acolo Nicolas din poartă și Nicușor Bancu înscrie și el. Excelent. Delgadillo.
Stefanelli pasă pentru Delgadio, Delgadio, Delgadio. Nu, să nu lăsăm să tragă și un șut acum, ambițios și mușat. Pasă pentru Nicușor Stanciu, Nicușor Stanciu, să vedem, Nicușor, 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 Nicușor. Ah, scoate portarul. Pasă acum pentru același Bancu, 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 un dribling reușit, Bancu, scoate portarul. Ce meci de zile mari face Nicolas din poartă. Stefanelli, nu se poate, ieși Dan Nicolae Nistor. N-avea ce să facă acolo. Pas extraordinar și Nicolas Olsa când scrie, este 4-2. Chiar când părea că ne revenim, am început să ne relaxăm puțin și luăm încă o dată gol. Nicușor Bancu, mai sunt doar câteva secunde, șut! Haideți ca la basket, nu se mai poate, nu mai e timp. Incredibil, 4-2 la pauză. Din păcate Nicolașii sunt în față. Nicolașii par mai buni astăzi, dar iată, 7 șuturi pe poartă pentru noi, 58% posesie, dar din păcate n-am reușit să înscriem de mai mult de 2 ori. Hai să vedem și a doua repriză, să vedem dacă vom juca mai bine. Olsac și scoate Nistor și să vedem acum mușat, mușat Stanciu, Stanciu este Bancu, Bancu îl găsește pe Carnat, Carnat, să vedem această fază, trebuie să dăm gol, n-avem cum, nu! No! Nu se poate, mușat și-a bătut joc de această fază. Hai să vedem acum, să mergem pe contraatac. Iată cât de liber este Nicușor Bancu. Bancu pasă acum și Nicușor Bancu. Nu se poate, n-avea cine știe ce culoare acolo, n-avea pe unde să tragă. Nicușorii n-au jucat bine astăzi și ne îndreptăm spre o înfrângere usturătoare. Este Bazana și scoate Nistor, reține în joc. Dar mai sunt 28 de secunde totuși. Iar ajungem pe ultima 100 de metri să sperăm la un miracol. Este Olsac, Olsac, bine, Nicușor Bancu și să plecăm pe contraatac. Este mușat pentru Carnat, Carnat, mușat, mușat, gol! 13 secunde, se poate, se poate, haideți Nicușorii, haideți Nicușorii! Hai că se poate, mă, putem să revenim, cu siguranță, putem să revenim. Nicolae Mușat înscrie și să recuperăm mingea foarte repede. Să joace la posesie, iată. Delgadito, mușat, aproape să obțină mingea, 5 secunde pe ceas, 5 secunde, hai mușat, bine mușat și nu se poate, nu se poate, arbitrul a ținut cu Nicolași, nu se poate, astăzi am fost înfrânți de Nicolași, dar avem și returul, avem și returul, 3-4, să vedem în retur ce se va întâmpla. Băieți, avem returul și încercăm cu o formație puțin mai defensivă, încercăm cu Mușat și Bancu în spate, în centru Nicușor Stanciu și Carnat vârf împins. Poate așa o să reușim să trecem mai departe de echipa de Nicolaș. Taller, iată niște schimbări la Argentina, foarte interesant. Au venit cu rezervele și menajează jucătorii, unde este Otamendi, unde sunt jucătorii aceștia mai mari? Stanciu, Carnat, poate avem totuși o șansă dacă ei nu o să forțeze. Este Stanciu, Stanciu pasă pentru Mușat, Mușat, auleu ce pasă și Nicușor Bancu! De ce, Bancule, de ce? Taller, ce pasă, găsește pentru Castro, Nicolas Castro, Castro și Stanciu respinge, dar nu foarte convingător, să vedem, Franco, Franco, a jucat și meciul trecut, este Carnat, hai să vedem contraatacul, Nicușor Bancu, 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 nu se poate, ce scoate Nicolas din poartă, ireal, și acum plecăm pe contraatac, este Bancu, Bancu ce pasă, Nicușor Stanciu, bă ce le scoate, mă, nu se poate. Incredibil acest portar, nu se poate așa ceva, mă. Ireal, cum a scos, cred că 3 șuturi am avut. Noi am dominat această partidă și totuși n-am reușit să înscriem nici măcar o dată. Dar acum ăsta este Nicușor Stanciu, 1-0, dar totuși nu trecem mai departe la acest scor. La general 4-4, Nicolae Stanciu înscrie, dar trebuie să mai dăm o dată. Franco, Franco, să ne apărăm bine, să ne apărăm bine. Nu se poate, bine, da, Nistor. Nicolae Nistor. Bună pasă, Carnat, Carnat, Bancu, bară. Incredibil, și acum pasă Carnat, Carnat, Carnat din întoarcere, bară încă o dată. Nu se poate, nu se poate, cât ghinion, cât ghinion pe echipa Nicușorilor. Două bare și iată ei, un șut, un gol, incredibil, s-a încostră. Incredibil, Nicolas Sansotr. Bancu, pas pentru Nicușor, Stanciu! Scoate tot portarul ăsta, scoate absolut tot. Iar Dan Nicolae Nistor nu face nimic. Păcat că n-avem un Nicolae ca portar la națională. Niciun român n-am găsit Nicolae să fie portar pe bune și îl avem doar pe Dan Nistor. Și da, iată. Incredibil cum luăm goluri și este 2-1. Nicolas Eduardo Castro. Hai să încercăm invers cu Stanciu în față și Carnat în mijloc.
poate așa, pentru că n-am avut niciun fel de sclipire în față, nicio claritate pe faza de atac. Stanciu, bine, 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 nu, nu, Carnat, fault, penalti, Penaldo, mușat, Stanciu, nicușor, Stanciu, se dă fault, se lasă la fault, să vedem acum ce vom face din această fază, pasă, Stanciu, gol, nicușor, Stanciu, bine, hai că ne ținem în joc. O, pasă acum pentru Sansotra, 360, dar cum să-l păcălești pe banc cu așa ceva? Și să vedem, Nicușor Stanciu, gol! Iată, asta era schimbarea, asta era schimbarea, Nicușor Stanciu în locul lui Carnat, în față. Asta a fost schimbarea inspirată a antrenorului, pe care probabil tot îl cheamă Nicolae. Nicolae Dică, Nicolae Dică, astăzi. Bine, și acum vine pasa lui Nicușor Stanciu, 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 mușat, mușat, Carnat! Nu se poate, Carnat, șut, gol! Bine, mă, bine, Nicușorii! 4-2 pentru echipa Nicușorilor. Bine, mă, băieți, acum trebuie să conservăm rezultatul. Dar bine, este nu un meci cu așa mare miză, așa că hai să nu tragem totuși de timp. Dar vai, am jucat bine, am jucat bine. Și la acest scor trecem de echipa Nicolașilor. Sansotra, 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 urmărit de mușat. Nu se poate, scoate Dan Nicolae Nistor și încă o dată ratează jucătorii argentinieni. Trebuie să conservăm acest rezultat totuși. Și o intervenție foarte bună a lui Nicușor Stanciu. Pas acum pentru Mușat. Mușat așteaptă sprijinul, pasează până la Carnat. Hai Carnat! Gol Carnat! Nicolae Carnat! Și cred că s-a terminat. Cred că s-a terminat. Nu prea mai este timp să revină echipa argentiniană. Nicolas, Nicolașii n-au cum să mai... revine, este prea puțin timp, dacă dau un gol nu este suficient pentru că la general este 8-6. Pas acum Nicușor Stanciu, Bancu pentru același mușat. Scoate Nicolas din poartă, 18 secunde, nu cred că mai este timp. Ne apropiem de o victorie istorică a Nicușorilor. Este, mai sunt 11 secunde, să vedem acum, ce pasă interesantă, dar prea puțin, prea târziu din partea Nicolașilor. 5 secunde pe ceas, dar ce fac aici? Se mulțumesc cu acest rezultat, să nu piardă chiar la scor mare, asta a fost tot. Este mă, Nicușorii s-au fost mai buni astăzi, Nicușorii, iată, s-au impus în fața Nicolașilor în, în această dublă manșă. Scor 4-3 pentru Nicolași în primul meci și acum 5-2 pentru Nicușori, per total i-am bătut. Este extraordinar, 8-6 la general și Nicușorii s-au impus. Bine, mă, băieți, bravo. Bine, băieți, asta a fost totul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Lăsați un like dacă vi s-a părut interesant și, de asemenea, dacă n-ați dat subscribe, puteți să faceți acum și să dați și pe acel clopoțel să fiți notificați când o să postez video noi. Și ne vedem data viitoare pe canal la un alt video, probabil o carieră cu Dinamo sau cu UTA. Ok, la revedere, băieți, la revedere.